Un bărbat care purta o perucă și haine de damă a aruncat cu o prăjitură în Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, celebra pictură expusă în Muzeul Louvre din Paris. Imaginile cu incidentul au devenit virale pe rețelele sociale. Un bărbat s-a deghizat în femeie și care se afla într-un scaun cu rotile s-a ridicat brusc și a aruncat o prăjitură cu frișcă în faimoasa capodoperă din istoria picturii. Sticla care proteja tabloul a împiedicat deteriorarea pânzei. Imaginile cu incidentul au devenit virale pe rețelele sociale. Mi se pare ireal, dar un bărbat îmbrăcat ca o bătrână s-a ridicat dintr-un scaun cu rotile și a încercat să spargă sticla de protecție a Giocondei. Apoi a aruncat cu tort pe geam și cu trandafiri în jurul lui înainte de a fi preluat de forțele de securitate, a scris un utilizator Twitter. Într-o altă înregistrare video se vede cum bărbatul responsabil de incident este escortat afară de către agenții de securitate ai muzeului. Gândiți-vă la pământ, există oameni care distrug pământul, gândiți-vă la asta, artiștii vă spun, gândiți-vă la pământ, toți artiștii, gândiți-vă la pământ, de aceea am făcut asta, gândiți-vă la planetă, a strigat bărbatul, potrivit BFM TV. Potrivit sursei citate, nu este prima dată când pictura neprețuită a lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa, este victima unei tentative de deteriorare, relatează Digi24.ro.